Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Cerchid din județul Mureș. Ierarhul a târnosit biserica Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei a fost hirotonit un preot pe seama paraclisului Sfântul Apostol Andrei din incinta Spitalului Județean Mureș. La final, înalt preasfințitul părinte Irineu a vorbit despre viețuirea creștinului, care ar trebui să fie ghidată după voia lui Dumnezeu. Se cuvine să fim conștienți că noi n-am venit întâmplător în lumea aceasta ca să facem umbră pământului. Noi am venit aici cu un rost precis, încât fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe sau să întrebe mereu: Doamne, ce ai vrea Tu să înfăptuiesc? Sunt unii creștini care nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să n-aibă de făcut nimic. Dacă lucrăm cu hărnicie, valorificând talanții primiți, noi suntem slujitori buni și credincioși ai Stăpânului Ceresc, cu totul vrednici de răsplata Sa. Înalt preasfințitul părinte Irineu l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Sorin Marcel Bejan și a oferit distincții binefăcătorilor locașului de cult. În mare măsură, tot ceea ce s-a săvârșit aici cu biserica noastră este din dania credincioșilor parohiei noastre și cred, întotdeauna am dorit să mulțumesc într-un fel credincioșilor mei și cred că această formă de a-l invita și răsplătirea înalt preasfințitului de a ne aduce nouă bucuria prezenței sale este cea mai frumoasă formă de a mulțumi credincioșilor mei. Biserica parohiei Cerchid a fost construită între anii 1932 și 1933.